Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La Brașov n-ai fost cu trenul, nu? Am fost cu trenul, am ajuns cu trenul. Și a fost bine, frumos? Am pierdut trenul, primul tren, dar am ajuns cu următorul. Da. Și a fost drăguț, mă pregătisem să filmez și eu coloana de pe DN1. Și nu era nicio coloană. Nu era nicio coloană. Toată lumea a luat trenul, asta CFR-ul, nu știu ce se întâmplă la CFR, mie mi se pare că se cam termină norocul. După decenii, nu exagerez, decenii întregi în care toate guvernele României au ignorat domeniul, calea ferată din România. L-au lăsat pradă căpușelor, escrocilor, l-au lipsit complet de investiții pentru dezvoltare, întreținerea a fost așa cum a fost, au început să se mulțească incidentele și accidentele și mi-e teamă că urmează o catastrofă mare. Am aflat că ne-a trecut glonțul pe la ureche la jumătatea săptămânii trecute, când, joi dimineață, două trenuri erau gata să se ciocnească frontal în gara Sighișoara. Și fiți atenți, unul dintre aceste trenuri, două marfare, da, unul transporta motorină, celălalt îngrășăminte chimice. Combinația perfectă. Da. Acum nu știu dacă este vorba chiar de, sau era vorba chiar de azotat de amoniu, dar dacă vă întrebați, combinația dintre motorină și îngrășăminte chimice formează unul dintre cele mai puternice amestecuri explozive. Adică poate mai țineți minte tragedia de la Mihăilești din 2004, când s-a răsturnat, a luat foc și a explodat un camion cu îngrășăminte chimice, 18 morți și un crater uriaș, 7 metri adâncime, 20 de metri diametru, a stopat atunci repede la ordinele lui Miro Mitrea, care era ministrul PSD al transporturilor în guvernul Năstase, că veneau alegerile. Deci un camion a făcut toată tragedia aia. Poate vă mai amintiți de atentatul de la Oklahoma din Statele Unite, în care o clădire federală a fost practic spulberată, toată fațada a fost distrusă, au fost 150 de morți, un atentat provocat sau făcut tot cu această combinație. O camionetă încărcată cu azotat de amoniu și udată stropită cu motorină. Mă rog, mai sunt, sper, și alte lucruri care trebuie făcute, că să nu creadă lumea că dăm rețete aici. Deci imaginați-vă însă două trenuri care se ciocnesc în gara Sighișoara încărcate cu ce a produs deflagrația cumplită din Mihăilești. Iar dezastrul a fost evitat în ultimul moment, a aflat publicația Club Feroviar. Dar fiți atenți cum s-a întâmplat să nu se întâmple. Conductorul unuia dintre trenuri a adormit și a trecut de un semnal pus pe roșu care interzicea trecerea. Trenul lui se îndrepta direct spre celălalt, care intra în stație pe aceeași linie și urma coliziunea frontală, dar al doilea mecanic de locomotivă, slavă cerului, a văzut că spre el vine o garnitură, a frânat brusc și a tras sirena, semnale, nu știu, și slavă cerului, mecanicul a dormit, s-a trezit în ultimul moment și a reușit și el să oprească garnitura. Deci asta a fost desfășurarea acolo. Publicația Club Feroviar scrie că acest mecanic, ăsta adormitul, mirosea băutură, dar nu a fost testat cu alcool testul, deși așa ar fi trebuit. Acum 2 ani, dacă poate vă aduceți aminte, a mai fost un accident feroviar grav la Fetești, când un marfar a intrat pe o linie ocupată și a lovit violent un alt tren. Mecanicul de locomotivă avea alcoolemie de 0,4 la mie atunci. Deci pare o problemă cu băutura. Revenind la cazul de la Sighișoara, mecanicul care adormise avea dezactivat și sistemul automat de protecție care e instalat pe locomotive și care oprește imediat trenul în cazul în care se trece de un semafor roșu pe linie. Există un sistem care știe dacă ai trecut de roșu și îți oprește garnitura. Club Feroviar scrie că, și citez, aceasta este o practică periculoasă la care recurg unii mecanici de locomotivă pentru a scăpa de bătăi de cap. Cum ar fi o catastrofă feroviară, presupun. Da, deci, adică la mașini înțeleg că știi că sunt șoferi care dezactivează toate sistemele astea moderne de siguranță. Da. Că au senzația că e poate mai mult încurca într-o depășire, știi? Dar la tren de ce l-ai decupla? Adică poate nu mergi pe șină, tot așa la depășire. La depășire, da. Poate că bipăie, poate că habar n-am, mai pune frâne, mai te enervează, frate, ce naibă, lasă că știu eu. Și după aia iau un șpriț să-mi fac curaj, conduc marfarul și adorm. Da. Ulterior, trenul care trecuse pe roșu a fost dat înapoi, deși aceasta este o manevră complicată, care se poate solda cu avarii. Mai mult, publicația spune că inițial CFR ar fi încercat să mușamalizeze incidentul și că o anchetă abia a început după ce presa a aflat și a început să pună întrebări.
De asta spun că am aflat și noi în weekend că a fost joi acest incident. N-am văzut nicăieri. În duminică a început să vorbească despre asta. Și în acest context am vrea să-l salutăm călduros și pe domnul Marian Zamfirache, purtătorul de cuvânt de la Agenția de Investigare Feroviară Română, o instituție a statului, care i-a trântit telefonul în nas reporterului de la news.ro, care l-a sunat să-l întrebe despre foarte gravul incident feroviar de la Sighișoara. Domnul Zamfirache a fost foarte nemulțumit că fusese deranjat în weekend, când dânsul ca bugetar nu era la program și nu avea dânsul ce să spună despre tragedia care a fost evitată în ultimul moment la Sighișoara. Iată ce zice, citez, dumneavoastră, se stropșește domnul Zamfirache la reporter, dumneavoastră știți că astăzi este sâmbătă, bugetarul nu este sluga mass mediei, a zis dânsul. Și reporterul îi reamintește că potrivit regulamentului de funcționare al agenției, care încă o dată e structură de stat, trebuie să fie asigurată, citez, organizarea și realizarea comunicării permanente cu publicul. Permanent nu înseamnă și în weekend, este replica oficialului Agifer, potrivit news.ro. E 8:16. Da, permanent, e permanent în timpul programului. Plățile online se fac la ghișeu 2 și programul de lucru al site-ului este 8:16. Asta chiar s-a întâmplat, știu că glumești acum, dar păi chiar s-a întâmplat. Se întâmplă și cu... Toate s-au întâmplat și domnul Zamfirache s-a întâmplat în viețile noastre. Domnul Zamfirache continuă, citez. Pentru că pe dumneavoastră v-a apucat munca sâmbătă după amiază. Adevărul că ce-ți veni? Sâmbătă la... Serios, sâmbătă la prânz? Bă. Siesta. Da. Și te trezești cu un telefon. Ce are, mă? Ce a fost? Accident? Era să fie? Lasă-mă, te-a apucat acum? Lasă-mă, mai ești de la presă? Nu știu, mă, sună-mă luni. Da, voi lucrați în weekend? Da, dați știre în weekend, papagalilor. Da, sunt oameni care muncesc și probabil că sunt plătiți ca să muncească, ca așa să facem voluntariat sau Dacia, dar ce mai vreți dumneavoastră, suntem sătui de astea. Am încheiat citatul. Băi, ce... E foarte bun om. Da, deci am vrea să rugăm pe această cale catastrofele feroviare să nu mai facă Dacia, da sau de-astea, ci să se petreacă catastrofele în timpul programului de lucru. De la 8:16 luni vineri, ca să nu-l mai deranjeze presa pe domnul purtător de cuvânt angajat pe bani publici să dea informații presei. Înțeleg că l-au tras pe dreapta după incidentul ăsta. Da, altfel se face anchetă în cazul de la Sighișoara, cum se face anchetă și în cazul unui mecanic de locomotivă care a uitat să oprească vineri, alt incident. A uitat să oprească trenul de călători în gara Chitila. S-a prins abia după câțiva kilometri. Nu e clar de ce s-a întâmplat. A dormit și dânsul. Era beat, era, nu știm. Candy Crush. A stat un timp pe loc, după care a dat marșarier până în gară, scrie tot Club Feroviar, deci pare mai rău ca în traficul din București, pe liniile de cale ferată din România. Și am primit și explicația pentru decuplarea sistemului lui de frânare automată. Zice așa că la fiecare 75 de secunde, și mi-am adus aminte că mi-a povestit și mie un mecanic de locomotivă. Bipă e ca să n-adormi. Nu. Trebuie să apeși un buton. Trebuie să calci o pedală. Da. Ca trenul să nu se oprească automat. Și de asta mecanicii o dezactivează. Acea pedală, că mi-a povestit, am un prieten care conduce metrou bucureștean, și mi-a spus, iau pedala aia tocmai ca în caz, că la un trenul, ei sunt singuri acum la metrou, de exemplu, nu mai sunt doi, cum și la tren e unul singur. Ce se întâmplă dacă faci infarct? Bă, faci, tu conduci metrou și el se oprește, tu mai pe un care are această pedală pe care tu trebuie să o calci odată la un minut, două, iată, la 75 de sistemul secunde, ăsta... ca să știe că tu ești în ordine. Sistemul ăsta este atât de vechi și este, cum să spun, fail safe, adică funcționează, te salvează de o grămadă de nenorociri. Tatăl meu mi-a povestit asta când eram eu mic și eu l-am întrebat, dar cum nu adorm... Cum nu adorm, întrebam pe tata, șoferii de locomotivă, că sunt singuri acolo, nu se întâmplă nimic. Și îmi spunea, un buton pe care trebuie să-l apese, că dacă nu-l apasă, se oprește trenul. Da, dar mă merg că poate fi dezactivat, adică... Voilà. E... poftim, da, bună treabă. Că poate fi dezactivat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.